Mulțumim foarte, foarte mult, dragilor! Bună seara! Salut! E, ce faci sunteți? Sunteți foarte mișto? Noi suntem trupa Times of Need. De aici, din Cluj-Napoca. Sau Time of Needs, nici s-a mai zis. Sau Timer Grave, nu știu de ce. Sau Need for Speed. Deci dacă... Dacă uitați vreodată, ăia cu Need for Speed, cumva. Bun. Avem o piesă nouă, care, mă rog, pe care, de fapt, bă, nu, bine am zis, care e nouă și pentru noi. Și așa că, nu știu, suntem foarte, foarte curioși ce părere aveți. Suntem și noi curioși cum o să sune. Și, ce mai pot să zic? Enjoy! Rock and roll! Hai să vă auzim și vocile, da? Să vă spunem că piesa asta se numește Gânduri.
Pentru că așa începe cu gânduri, da? Cred că o să schimbăm cuvântul ăla și să vă numi altfel. Deci, nu știu, dacă aveți sugestii sau așa... Exact, piesa altfel. Exact. Da. Bun. Hai să fim un pic așa mai groovy acum. E o piesă mai veche de noastră care, nu știu, de care n-am reușit să ne despărțim. Nu știu dacă știți, mai sunt trupele astea care super cunoscute și nouă, nu știu, vrei să-ți cânte numai hinturile și-ți cântă ceva obscuritate de pe nu știu care album de nu știu când. Asta o să facem și noi acum pentru că ne place foarte, foarte mult piesa. Vreau să văd pe toată lumea cum dă din cap. Mă uit la fiecare dintre voi, vă văd, da? O scurtă vorbă cu sonetistul, să nu mai bagi, te rog, delay-uri. Mersi foarte mult. Avem câteva piese să vă cântăm. Țin neapărat să mulțumesc foarte mult prietenilor de la altar, că nu a chemat. Vreau să aud gălăgie pentru altar! Așa, mă, rock and roll. Foarte, foarte, foarte fain. Nu-i prima dată când avem ocazia și onoarea să le cântăm în deschidere. Noi ne bucurăm că încă mai au încredere în noi. E onoare și o plăcere de fiecare dată.
și cunoaștem o grămadă de oameni frumoși la concertele altar, așa cum sunteți voi, și sperăm să apucăm să bem și o bere după asta. Sau numai una, da? Fiecare bea o bere și merge acasă. Regula barului, asta este. Două, nu, bine, două, ok, no, de data asta. Bun, piesa următoare, dacă îi să avem vreodată o piesă lentă, noi, cred că asta ar fi piesa lentă, nu știu. Vă lăsăm pe voi să decideți. Să văd și pe voi din spate, rock and roll. Rock and fucking roll, baby. Times of need, yeah! Times of need, yeah! By the way, în primăvara anului ăstuia o să scoatem și noi primul album după o eternitate cu ajutorul unui om care știe el cine e și n-are rost să-ți fac acum de rahat în mijlocul publicului.
Că nu știu dacă e mândru de ce face, știi? Practic asta e ideea. Ok, mersi foarte mult, Sebi. Și vreau să vă spun că neapărat, nu știu, pe la începutul martie, aprilie, ceva genul, oricum aici vrem să facem lansarea la anul. Avem o grămadă de piese mișto, suntem foarte, foarte mândri de album. Încă nu știm cum îi zice și încă n-am făcut artwork-ul, deci mai durează puțin. Și, astea fiind spuse, pentru că foarte multe lume ne spune, am fost în mai multe locuri și, mă rog, nu locuri așa faine, că ăsta locuri și mai nasoale. Și am auzit chestia următoare, bă, dar asta e muzică, mă, bătăială, de asta pot să fac oricine. Și dacă am auzit chestia asta, într-adevăr e așa de ușor, zic, bine, hai să cântăm și noi ceva mai mole, ceva să placă publicului, la un bike fest, la un de-astea. Și uite, băieți, o să încerce ceva acum și, pe cuvântul meu, asta chiar e pe moment, sunt foarte, foarte curios să se întâmplă. Hai că merge asta. Hai să cântăm toți, da? Hai! Word up! Everybody say, when you hear that, oh, you gotta hear it. No, aparent nu știm să cântăm chestii de genul ăsta. Hai să cântăm ceea ce știm noi să cântăm, da? 1, 2, 3, 4! Everybody say, when you hear the call, you gotta get it underway. Word out, it's a goal.
vezi? Știam eu că mai bine să cântăm cum știm noi să cântăm, vezi? Fiecare cu stilul lui, până la urmă. Acum, sunt foarte interesat ce părere o să aibă cei de la Sebeș de mâine, de la Târgu de Crăciun, unde trebuie să cântăm. Am zis că îmi iau de aia de Moș Crăciun cu luminițe. Și primul lucru, când urc pe scenă, începe piesa, coboră de pe scenă, mă duc la cel mai mic copil pe care îl văd și fac... Și sunt foarte curios ce se va întâmpla în următorul moment. Măcar le duci de mic, ce să zic, nu? Bun, mai avem numai foarte, 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 foarte puține piese pentru voi. Ca să-i cităm pe frații mai mari, timpul e scurt, e mult prea scurt. Și piesa următoare se numește Strigăt, cred. Noi îi spunem altfel la piesa asta. Îi spunem piesa asta la piesa asta. Asta e o piesă destul de agresivă, da? Deci vreau să văd un pic de gălăgie, un pic de scandal, vreau să dați din cap. Hai să vedem! Așa, foarte bine, te-am văzut! Hai, hai! Sunteți gata? 1, 2, 3, 4! Foarte
Mulțumim! Deci vă place piesa asta? O scoatem? O facem? Ei, vezi, o facem. Ne-am gândit la asta înaintea voastră. Deja am filmat clipul, trebuie să apară în curând. Da, cred că strigă ceva nouă piesa. By the way, să nu vă sfiți să mai intrați la noi pe YouTube, Times of Need, Facebook, Times of Need. Mai ziceți servus tot ce mai faceți, când scoateți dracu piesele astea și lucruri de genul ăsta pe care le auzim câteodată. Bun, mai avem foarte, foarte puțin timp. La piesa următoare țin neapărat să mă ajutați, da? E un refren foarte simplu, e foarte simplu pentru că l-am scris eu și atât am poate capul. Refrenul e simplu, da? Liar, liar, liar. Mincinosul, da? Toată lumea vreau să mă ajute, toată lumea deja se cam duce. La voi. Foarte bine, dragilor! Foarte, foarte bine! Avem o singură piesă, una singură, pe care bineînțeles că o să vrem să o cântăm tot împreună. Piesa se numește Geciile Negre, da? Sau cum zic prietenii noștri unguri, Fekete Geci. Nu? Bă, mie cineva mi-a zis că asta înseamnă, păi nu știu. Hai să învățăm să o cântăm împreună, da? Mă ajută Feri la chestia asta și o cântăm împreună. Geciile negre.
Pentru frații noștri grei, ridică pumnul pentru ei și strigă-o.